Faceți, domn profesor, l-am auzit pe zi, așa m-a zis. Să trăiți, domnul elev, haideți să trecem aici. Domn profesor, întotdeauna după domn profesor. Mi-ai spus data trecută cât de greu ți-a fost să lucrezi cu domn profesor în, la teatru și nu numai, nu? Și în film acum. Da, vă dați seama că e o onoare pentru mine, nu? Dar ai avut vreun loc unde trebuia să-l bați pe domn profesor? Să te răzbun pentru toți anii de facultate? Păi, clar nu ne-am întâlnit. Ne-am întâlnit la un moment dat, l-am arestat. Da, prin sezonul 2 sau nu mai știu când. Mi-e face o deosebită plăcere pentru că în clan mă întâlnesc cu, iată, Angel, care mi-a fost student la master și care, ați văzut ce-mi face, mă bagă în frigidere, mă aruncă pe toți pereții, da. Brătile la fel, adică zic că, bă, bine, dragilor, ați prins acum momentul. Acum e momentul nostru să ne răzbunăm. Dar știi ce se pare firesc? Da. În facultate simțeam că, bă, ăștia o să ajungă actori cunoscuți, ăștia o să aibă o carieră bună în lumea asta. Nu numai că simțeam, e vorba de profesionalismul lor. Faptul că talentul îl au, evident, dar faptul că pe parcursul facultății se vede foarte clar cum se înșurubează în profesie și cum imposibil să mai aibă șansă. De asta, adică din facultate îi reprezi așa, bă, ăștia o să continuă cu meseria asta. Foarte frumos. Mulțumim, domn profesor. Silviu, are clanul, ți-a venit ce vreun moment cu domn profesor când ți-a dat vreo notă mai mică sau, mă rog, am avut ocazia la un moment dat să lucrăm vreo 2-3 săptămâni la un Shakespeare la un moment dat, dar atunci pe vremea aceea domn profesor era director la Teatrul Metropolis și avem programul foarte, foarte încărcat. La un moment dat a trebuit să facem altceva pentru că domn profesor a trebuit să facă altceva, dar oricum și dacă am fi făcut, n-avea cum să ne dea o notă proastă pentru că nu erați voi de notă proastă. Nu aveam cum. Iată, foarte frumos. Oameni buni, Silviu poartă tricoul cu clanul pe el pentru că ce credeți, în seara asta este ultimul episod din clanul sezonul 3, episodul 13. Unde puteți să vedeți pe domn profesor, pe mine deocamdată nu puteți să mă vedeți pentru că, după cum știți, am intrat în spital. Dar îl vedeți în sezonul 4. Cu siguranță ne vom vedea în sezonul 4, ultimul de altfel. Da. Ultimul de altfel, trebuie să specificăm și treaba asta și ne-am întâlnit astăzi cu un alt motiv. Și anume să vorbim despre filmul Visul. Care intră în cinematografe din 12 decembrie și anume Visul în regia lui Cătălin Saizescu. Da. Superb, aici, deci clanul, ca să înțeleagă oamenii, seara asta ultimul episod pe Pro TV, iar apoi urmează clanul sezonul 4, ultimul sezon, în care o să se întâmple tot felul de acțiuni, dar mai multe o să afle cei care urmăresc conturile de socializare ale serialului. Visul din cât? Din 12 decembrie în toate cinematografele din țară. Este o super comedie, iarăși foarte, foarte bine jucată și nu vreau să spun mai mult decât că încă de la prezentarea în TIFF cele două ore sau aproape că s-a râs continuu. Deci, mergem, cine mai joacă? Păi, e Vlad Logigan, iată-l, deja, la eram eu, la rău. Și e trupa voastră? Păi o luăm așa, Vlad Logigan, rolul principal, cu Georgiana Saizescu. Avem trupa de deținuți, unde sunt eu, subsemnatul, Sergei Mizil, Ștefan Lupu, Nosfe, Dumnezeu să-l ierte, fostul component de la Shatra Benz. Și îl mai avem pe Mircea Drâmbăreanu. S-a făcut acum 2 ani de zile, dacă nu mă înșel. Și de ce a durat atât? Păi, în funcție de cum lucrurile. Poate să țină și mai mult. În funcție de cum consideră regizorul și cum avansează toată treaba. Nu, m-a trecut așa un gând când ai zis de Nosfe, știi? Și de asta zic, mamă, a trecut atât de mult timp. Da. Înseamnă că el a și jucat în film și, uite, din păcate și nici s-a mai... la un an după. La un an după. La un an după s-a întâmplat, da. Da, fix la un an după. Cum a fost la filmare? La mine a fost distractiv, pentru că eu aici joc un faimos regizor care îl detestă pe actorul din rolul principal, respectiv pe Vlad Logigan, și care îl supune la toate umilințele posibile, dar o să vedeți în trailer că spun tot timpul, e mic, tocmai eu, vă dați seama, e mic. Și evident că vin cu o vedetă, vin cu Adin Artea. Vin de la București, da, vin de la București cu el și la premieră. Nu spun, la premieră este un dezastru, asta este clar. De foarte frumos această încrengătură că Vlad vine și regizează în calitate de actor la ei la penitenciar. La penitenciar, pentru că el Visul vine, de vară. Vine la noi la penitenciar ca să facă o piesă de teatru și anume Visul în nopți de vară, mai exact scena meșterilor. Și de aici se dezvoltă situația, pentru că acești deținuți, bineînțeles că se gândesc la faptul să evadeze. Da, aici este hazul major. Și de aici se dezvoltă acțiunea, dar nu vrem să vă spunem foarte, perfect, foarte multe. Perfect, gata, înțeles, mergem la cinema și o să, da, să vadă exact despre ce este vorba. Important e să veniți la cinematograf din 12 decembrie, pentru că nu veți regreta.
Luați aceste dauri și aceste nu-uri, pentru că vreau să vedem dacă e, deci odată e da, odată e nu. Deci trebuie doar să întoarcem. Perfect, ah. Și vreau să vedem cât de sinceri sunteți și cât de repede răspundeți la întrebările astea. De exemplu, prima întrebare. Am uitat replicile în timpul unui spectacol. Se întâmplă des asta actorilor? Se întâmplă, nu? Nu se întâmplă des, dar da. Se întâmplă în moment să ai un moment de... Noi lumim blanc. Adică, ți-aduce aminte de cea mai memorabilă? Sunt multe. Spre exemplu, eu chiar de la debut, debutam la Cassandra atunci și aveam monologul pompierului din Cântărețea Cheală, care era de o pagină și ceva, și încep a plomba așa și deodată blanc. Și la momentul ăla colegii încercau să mă ajute. Care pe linie paternă? Nu, tot nu. Mi-a venit, am luat-o. Vine Zamfirescu la mice, bă, genial momentul! Care? Că eu eram tot transpirat și albine. Pauza aia pe care ai făcut-o. Pauza aia! Cum se uitau aia proștia la tine și încercau să spună și tu nu, și toată, hai mă, o fac! Păstrează așa. Nu, să fie genial că ați fost real, domnul profesor, și da, ați fost adevărat. Iar ultima a fost mai departe de săptămâna trecută în spectacolul Tangola de la Teatrul Național, când era replică ceva de genul mă supun forței, dar în adânc o disprețuiesc. Și am dat-o în plin. Disprețuiesc forța, dar în adâncul meu o disprețuiesc și mai tare. Blanc. Asta vreau să spun. Și dacă ni se întâmplă să uităm replicile într-un spectacol, putem să improvizăm și să revenim. Da. Asta e. Mergem mai departe. Am fost confundat cu altă vedetă, da sau nu? Da. Nu prea, din cauza înălțimii. Adică e greu să mă confund. Mie mi s-a întâmplat să mă confunde cu o vedetă, o persoană de la ceva emisiune, de la alt post. Cu cine, zi? Nu mai știu exact, era ceva gen chestia aia cu dragoste, cu nu știu dacă avem voie să zicem, puterea dragostei, chestia aia, o chestie de aia și nu știu, semănam cu unul de acolo sau ceva de genul. Hai să mergem mai departe. Am întârziat sau nu la vreun spectacol? Nu. Nu, aici nu. Dar în schimb, am pățit una foarte, tot la începuturile mele, când nu erau telefoane mobile și eram actor la Teatru Bulandra și aveam carnețele atunci, miercuri, joi, și eu, spectacolul era undeva miercuri și ăla zice te pup și ne vedem, Silviu, da. Și am trecut pe joi. Și miercuri aveam spectacol la Cassandra, chiar cu prima generație mea, unde eram asistent de Mrădulescu. Și țin minte că nu m-am dus, că eram la Cassandra. Și dimineața mă sună domnul Rebenciug, care era directorul teatrului, pe telefonul fix, dimineața, ora 8. De ce n-ai venit aseară la spectacol? Ce spectacol, domnule Benciu? Păi, bă, păi nu în seara asta? Și în momentul ăla, Alice era lângă mine și în momentul ăla, ușor, ușor, m-am pus în genunchi. În genunchi. De atunci n-am mai... De atunci am notez pe asta, am... Înțeles toate. Dar... Odată s-a întâmplat. Hai să mergem și să vedem mai departe. Să trecem și la alte întrebări. Ieșim din zona profesională. Am băut până am uitat cine sunt la vreun moment dat. În tinerețe, în studenție, nu contează. Studenție? Da! Da! Dar spune tu aici! Ce frumos a fost viața de cămin. A fost foarte frumos în cămin. Bineînțeles că s-au întâmplat chestiile astea. Cu toți am fost tineri la un moment dat. Aoleu, să uite mama. Nu, mama, nu. Și acum pentru generația tânără, nu s-a întâmplat niciodată. Sunt foarte cuminți. Da, mai departe, am uitat de ziua de naștere a soției, partenerei. S-a întâmplat vreodată? Niciodată. Niciodată așa ceva. Am cântat cântece pentru copii? Da. Da, acasă. Ia să vedem mai departe. Când eram treaz. Am luat un cadou total nepotrivit soției mele? Partenerii? Total nepotrivit. Total nu. Nu, dar n-am nimerit. Tot timpul. Total nu, dar să mai nimerit. Mai departe, să vedem. Am primit ceva gratis de la un magazin de la piață pentru că m-a recunoscut vânzătorul, vânzătoarea? Da. Și da, am chiar primit și o masă când avea și odată eram chiar cu Alice și... Ia chitată. Ah, ok. Super. Și mie mi s-a întâmplat, da. Și mie mi s-a întâmplat și unul care am primit ultima oară, a primit și un ardei. Un ardei? Un ardei iute. Să vedem mai departe. S-a întâmplat chestia asta, să simțiți că vreo spectatoare vine de foarte multe ori la aceeași piesă și că vă face ochi dulci, că încearcă să vă cucerească sau că a făcut un pic așa o mică obsesie? Mi s-a întâmplat, da. Mie mi s-a întâmplat în tinerețe, da. Da? Mi s-a întâmplat. Mie mi s-a întâmplat. Mamă, și pot să vă și povestesc. Dar pentru Cătălin. Da. La tine cum a fost? Mi s-a întâmplat și am rămas foarte surprins. Am avut spectacol la Național, Livada de Vișini. Și imediat
dimineață mă sună doamna de la bilete și îmi spune: Silviu, vezi că ai un pachet. O plasă, un pachet la noi. Și zic: eu? Da, ai o plasă, dar destul de mare. E o cutie și o plasă. Și am primit de la domnișoara respectivă, am primit o cutie mare cu bomboane de alea Bucuria, da, și un ceas din lemn făcut manual, pe care mama asta acum se uită la emisiune și știe, l-are pe în hol. Și te-a mai căutat apoi? Nu, dar a fost foarte interesant că doar atât s-a întâmplat, adică nu, mai mult de atât nu s-a exagerat sau ceva. Adică doar atât, a fost un cadou și nu, mai mult de atât nu. Stai să mergem totuși la categoria grea, domn profesor, să vedem. La mine s-a intrat prin efracție în cabină și m-am trezit scris cu ruj pe asta: te iubesc, George, semnat, era doar o literă. Și după aceea, într-adevăr, am descoperit după ceva timp, pentru că, într-adevăr, era o spectatoare constantă. O spectatoare care a reușit să intre și în cabină? Da, la Teatru de Comedie eram atunci. Deci în tinerețe, mamă, în tinerețe. Și mie tot acum. Deci, vezi ce înseamnă obsesia asta, nu? Mergem mai departe. Am omis să-i spun adevărul soției pentru a evita o ceartă, că se mai întâmplă și... Da, se întâmplă despre asta. Haideți, domnul profesor, recunoașteți. Se că eu mă uit în... nu, așa, da. Eu zic că, uite, oamenii v-au mai cunoscut un pic aici și cu da și cu nu. Și mă bucur că ați trecut pe la noi. Deci, oameni buni, e clar nu, să nu uităm de ce ne-am întâlnit. Și apoi Visul din cinematografie, corect? Din 12 decembrie, Visul, regia Cătălin Saizescu și ultimul episod din Clanul în această seară la ora 20:30 și, bineînțeles, pe voi deja la aveți. În această seară, dar noi am început deja filmările la sezonul 4. Ultimul sezon. Ultimul sezon. Dacă zici asta, ultimul sezon, e așa cu părere de rău, nu? Da, e. Pentru că v-ați... E, într-adevăr, e. Pentru că ne-am atașat unii de alții și pentru și că publicul s-a atașat de noi, da, e proiectul nostru. Vreau să întreb, filmele astea le păstrați undeva într-o arhivă acasă, să le aveți așa, dacă vine cineva la voi, ziceți: bă, haideți să vezi, uite, nu știu, nu? Nu. Eu nu păstrez nici măcar fotografii, îmi provoacă o nostalgie teribilă. Ba da, sunt la mama toate fotografiile mele, dar eu nu. Nu, pentru că mi-amintesc de momentele alea și zic: wow, ce mișto era atunci. Indiferent cum a fost, tot mișto mi se pare. Iar în ceea ce privește, când mă uit la filme și la astea, tot timpul sunt critic cu mine, pentru că zic: se putea mai bine. Nu cred, ba da? Ba da, ba da. Și n-ai nicio poză de la amintiri, de la filmări, de nu, la... Nu. Nu, de-aia, din păcate, apropo de cum sunt acum astea cu Instagram-uri, chestii, nici asta n-am, nici Facebook, nu. Instagram aveți? Am, dar nu știu să-l folosesc. Mi l-am... E gestionat de altcineva? Nu, nici măcar. L-a făcut Codin așa, m-a învățat puțin, dar nu... Nu te-a prins? Nu m-a prins. La tine? Ai acasă filmele? Am foarte multe și din facultate, le-am undeva puse bine la mama, tot la mama. Și îmi păstrez, de exemplu, eu am o chestie, mi-am păstrat afișele spectacolelor în care am jucat și joc. Și le-ai pus și undeva? Am zis că la un moment dat o să mi le rămezi. Am foarte multe chestii păstrate, adică tot ce ține normal de că ține spectacole de... și de... Da, eu am activa personală. Parte. De exemplu, nu mi-am aruncat nici măcar agenda pe care am terminat-o, că la fel, scriu pe agenda spectacole, și adică pe stilul vechi. Nu-mi notez în telefon. Nu? Nu. Nici și nici agenda aia, nici măcar agenda aia n-am aruncat-o. O agenda care, îți dai seama, încă pun niște ani acolo, pentru că era destul de mare. Am păstrat foarte multe chestii, am foarte multe păstrate. Și cu soane de la festivaluri de film sau de la festivaluri de teatru, diplome, tot. Super tare. Da. Păi să vezi, baftă, vă mulțumesc mult de tot și ne mai întâlnim cu mare dragă, vă aștept, domn profesor. Mulțumesc mult de tot, numai bine, aveți grijă de voi. Mi-a făcut plăcere. Și eu mă bucur și o să ne mai întâlnim, domn profesor. O să ne mai întâlnim Sigur, da. Luna cealaltă.